În video de astăzi o să vă fac un steak de vită pe o tigaie de fontă. Prima dată trebuie să asezonăm carnea. O să o facem cu sare și piper, după care o să lăsăm să stea vreo 2 ore ca să intre gustul în ea, ca mai apoi să o prăjim. Așa că prima dată, hai să o desfacem și să o asezonăm. Să tăiem ambalajul în care a venit. Primul lucru pe care o să-l facem este să tapetăm carnea cu niște șervețele de hârtie ca să fie uscată. Să știți că în momentul în care am cumpărat carne, am crezut că eu singur o bucată mai mare, dar se pare că sunt două. Așa că dacă sunt două, o să facem două feluri. Prima o să facem cu sare și piper și a doua o să facem sare, piper și o să pun și puțin usturoi granulat. Ca să vedem cum iese. E puțin cam macră, mă așteptam să fie un pic mai grasă, dar cred că o să iasă bine. Asta e puțin mai grasă decât asta, parcă. Dar oricum ar fi, hai să ne apucăm să o asezonăm. Prima dată punem sare pe ambele. Dacă puteți să puneți sare puțin mai grunjoasă, eu zic că e mai ok. Dar și asta merge. Piper neapărat să fie proaspăt măcinat. Nu cel din plic, pentru că are alt gust. Acum ne întoarcem pe cealaltă parte, facem exact la fel. Și bineînțeles să nu uitați și de laterale. Gata cu asezonarea, acum o să le punem deoparte vreo 2 ore, după care ne întoarcem și le pregătim să le prăjim. Au trecut cele 2 ore, acum o să dăm drumul la foc. Suflă un pic vântul, sper să nu ne afecteze foarte mult, dar dăm drumul la foc și vedem temperatura. Ca să vă dați seama când tigaia de fontă e gata de gătit, e când fumegă foarte, foarte puțin, exact cum fumegă asta acum. Acum o să punem uleiul de avocado. E un ulei care e cu temperatură mare de frigere, astfel încât să nu se ardă și să prindă un gust foarte rău. Punem doar puțin. După care luăm tigaia și împrăștiem uleiul peste tot prin tigaie și pe colțuri. Și acum e momentul să punem carnea. O să punem prima bucată, bucata cu usturoi, și o să o prăjim un minut pe parte, un minut pe cealaltă, o mai întoarcem un minut pe parte, un minut pe cealaltă, după care o facem pe laterale și la final o să punem untul și o să îi dăm gustul ăla frumos și bun. Dar o să vă arăt exact cum. Carnea o să o puneți tot timpul în tigaie dinspre voi în față, astfel încât să nu vă ardeți și apăsați puțin pe ea ca să se lipească cât de cât de tigaie, să nu facă burtă. A trecut un minut, întoarcem pe partea cealaltă și uitați ce crustă frumoasă are, doar că trebuie să fie puțin mai bine definită și asta o să fie când o mai întoarcem încă o dată. O să întoarce puțin pe părți, să facem și părțile, să iau un pic de crustă, câteva secunde pe fiecare. Acum o să adăugăm untul. Amestecăm untul să se topească bine, până când ia culoarea asta așa maronie. După care luăm cu lingura și aruncăm timp de 35 de secunde pe fiecare parte, pentru că nu e o friptură destul de groasă. Asta o să facă friptura să fie mai
fragedă și să o gătească în interior puțin. Să aveți mare grijă să nu ardeți untul. Culoarea asta e culoarea lui perfectă. Dacă cumva se face mai negru, înseamnă că aveți temperatura prea mare. Dați undeva la minim, astfel încât să nu se stingă focul. În momentul ăsta friptura, eu zic că e gata. O scoatem și o punem pe o bucată de piatră sau ce doriți voi, ca să se liniștească undeva la, zic eu, 2 minute. Are crustă și acum o să o tăiem. Acum o să punem a doua bucată pe foc, bucata pentru dea, pe care o să prăjim mai puțin. Adăugăm din nou uleiul de avocado. O să întoarcem pe partea cealaltă, a trecut un minut. Adăugăm untul și cățelul de usturoi. Amestecăm bine untul să se topească repede. Și acum o să stropim cu unt. O scoatem să se odihnească puțin. După care o să tăiem. Și acum momentul adevărului, să vedem dacă e exact cum am dorit să fie. Ce spui de ea? E ok. Și bucata mea e gata. Bucata lui Luci a dispărut, să știți. A lui este un pic mai bine făcută și așa o mănânc eu. Și se dau și notă, nu? M-am făcut cu ulei pe față. Ce bună e. Și o mănânc așa. Are sare, piper și nu-mi trebuie absolut nicio garnitură. Uitați-vă și voi cât e de juicy. Doamne cum e. Bună. Să ne spuneți în comentarii vouă cum vă place Vita, mai bine făcută sau așa cum o mănânc eu. Eu zic că așa se mănâncă Vita. Să dați acum un like pentru Luci, că s-a străduit. Și ne vedem la următorul. Vă pupăm!